Ivan Pațaichin. Sâzian, auzit și de Pațaichin? Am așa, auzit. Din când, Pațaichin, îți dau variante, s-a născut în Sfântul Gheorghe, la Mila 23, în Letea sau în Sulina. Da, vă jur. Eu am prieteni nu foarte mulți, pentru că nu mai sunt la vârsta asta fragedă atât de, cum să spun eu, legat de unii care între timp, că m-ai întrebat tu, înainte de a veni la studio, dacă am avut dezamăgiri, am avut. Și din cauza asta eu îi cam aleg acum pe prieteni. Prietenii. Îi aleg pe prieteni, aha, pe cei care merită să fie prieteni cu mine sau cu dumneavoastră. Fiecare face cum crede. Dar unul din prietenii mei pe care îl am la suflet și cu gura plină spun, e unul din prietenii mei adevărați, este Ivan Pațaichin. Cum să mă întrebați? Stați, să vă spun ceva. M-a întrebat unde s-a născut. Păi cum să nu știu, eu știu și când s-a însurat, și cu cine s-a însurat, și ce au făcut împreună, și cum au ajuns, cum a tras el la rame și la... Știu tot. El s-a născut, vă rog să mă credeți că știu tot, la Mila 23. Mila 23, Pațaichin, spune Florin Piersic, la Mila 23, unul din marii români, Ivan Pațaichin, un mare sportiv. Mila 23! E statuia lui în fața la Dinamo. Da, pe asta am vrut să vă spun, stați! În momentul copii, în momentul în care eu am dat examen la Institutul de Artă Cinematografică, așa am început, trebuie să vă spun că veneam de la un medic stomatolog, prieten cu tatăl meu, doctorul Bosie. Nu mai trăiește, din păcate, mă adora. De acolo am intrat într-un cinematograf vis-a-vis de stadionul Dinamo, care era deschis, și eu mi-am luat un bilet înainte de a intra la examen dimineață, la un matineu, să prind curaj că mă prezint în fața unei comisii. Am văzut filmul cu Laurence Olivier, Hamlet. Am ieșit de acolo, în fața stadionului, după ani de zile când am devenit actor, jucam în aceeași sală de cinematograf la Teatru Barbu de la Vrancea. Și în timp ce eu jucam în teatru, deodată am văzut în fața stadionului Dinamo pe Pațaichin în pielea goală. Statuia lui Pațaichin. Mă, m-am gândit, zic, bă, Pațaichin ăsta e nemaipomenit. I-au făcut ăștia statuie. Recunosc că am să mă întâlnesc cândva cu el și am să-i spun, dar cred că i-am tot spus, jucăria i-au făcut-o prea mică la statuie. Nu râde, mă, deșteptule, că dacă și ție ți-așa... Vreau să spun doar că am fost atât de impresionat că în sfârșit românii s-au gândit să-l omagieze pe acest excepțional sportiv care este Pațaichin. Un suflet mare, Florin, nu degeaba. Florin, da. Florin, da, doar da. Ivan Pațaichin, doamnelor și domnilor! Mare bucurie! Așa cum mi-ai făcut toată tinerețea. Nu vă realizați ce înseamnă pentru mine și pentru toți cei care stau în preajma lui. Ce bucurie, ce fericire e să stai în preajma lui Florin. De ce spui asta? Pentru că am trăit foarte multe momente frumoase alături de tine. Nu o să uit niciodată emisiunea noastră, dacă îți aduci aminte. A, eu să nu mi-aduc aminte, am vrut să vă întreagă, spun. Spune. O noapte întreagă am stat de vorbă pe malul lacului la Snagov. La Snagov și am nu știu dacă am scos 10 vorbe într-o noapte, dar a fost excelent. Vă arăt eu emisiunea. Jur, nu mai fac cruce că tot timpul mă jur. Vorba cuiva care a spus, nu mai te jura, atâta că tot nu te crede lumea. Eu vreau să vă spun doar așa. Jur că el acum, ca să vă facă plăcere, a spus că n-a vorbit. Abia aștept să-ți arăt emisiunea, să vezi ce a povestit Pațaichin. 10 vorbe! Să vezi ce 10 vorbe! Hai, îți dau voie să vorbești tu în seara asta. N-am reușit să-l urc în barcă, ce-i drept. Ivan Pațaichin are... Ce-i aici? Că nu-mi dau seama. Tot vorbeai de statuia, că... Statuia din față cu jucăria aia prea... Ce-i drept?
Și Georgiana, că o știi pe Georgiana. Asta am vrut să spun, are o soție. Georgiana, nu știu, ia mă la plan. Sunt cu Pațaichin, dar sunt mai important eu în seara asta. Și vreau să spun că te sărut, te iubesc și mai jos mă iscălesc. Uite-l pe bărbatul. Uite-l aici. Da. Stai, o să vedem ce-i cu asta. Ce-i cu asta? Vreau să spun că nici Georgiana n-a fost de acord cum, că nu mă reprezintă statuia. Da, nu te reprezintă. A, bănuiesc. N-ați prins-o asta. Că nevasta zic că nu-l reprezintă statuia. Luată de sus în jos. Vă dați seama. Hai să-l dezbrăcăm pe ăsta. Da. Florin, da, scumpe. Ți-am adus poza cu statuia, dacă tot ai pomenit. Ce-i pe... Nu s-a poate. La cameră. A pus un șalal. Te-ai prins, Dubane, te-ai prins. Da, da, spune. Am hotărât ca statuia să aibă fularul tău de fiecare, în fiecare an de ziua ta, pe 27 ianuarie, să-mi place fularul. Deci asta va fi o regulă. Asta din respect pentru tine. Adică statuia lui Pațaichin din fața lui Dinamo în fiecare an de 27 ianuarie va avea un fular alb, așa. În onoarea lui Piersic, păstrăm statuia, da? Mulțumesc! Atunci uitați, numai un pic, stați puțin. Atunci uite ce, Ivane, eu îți spun adevărul. Eu vreau să termin această emisiune cu acest, cu acest fular pe care o doamnă, vreau să spun neapărat, dacă nu vă spun asta, vorbim degeaba. Nu, nu, stați să vă spun. Eu am un șal alb, aveam un șal alb de la mama mea. Într-o emisiune, nu ți-am spus de rău. Niciodată. Tu, Ivane, n-aveai, cum că nu ți-am putut povesti toată viața mea. Într-o noapte. Vreau să spun că i-am dat unei doamne, am scos șalul și zic, ține-l, fetiță. Și m-am apropiat de acolo unde aveam emisiunea, care, la care ai fost și tu, și care se numea Piersic Show sau așa cumva. Și i-am dat șalul, zic, ține-mi-l. A plecat cu șal cu tot, de atunci n-am mai văzut șalul. Și între timp am comandat un alt șal pe care astăzi eu ți-l deruiesc, nu să-l pui pe statuie. Te las să termini emisiunea. Da? Să-i-l dai, să-i... stați, mă, copii, mă, bă, aplaudați prea mult, bă, stați, mă. Vă spun eu, vă fac eu semn când e momentul. Și cine mi-a făcut, tocmai venise în vizită, băi, ăsta mic, ce te tot învârți pe aici? Fii atent, a venit în vizită W. Lasă-mă să le arăt, știi, că acum am și văzut. Acum lasă, nu mai arăta. Florin W. Piersic, au scris ele. Vreau să-l arăt neapărat. Cui să-l arăt? Nu se vede, mă. Lasă că-i se făcut tot pe alb. Și atunci, Piersic, așa. Stai, eu termin emisiunea și imediat după emisiune ți-l dau ăsta ca să termin cu el. Bine. Peste 7 ore ne vedem, domnule Pațaichin. Domnilor, domnilor, Ivan Pațaichin, mulțumim mult! Alături de tine, sunt alături de tine în spate aici, țin. Dați-mi răspunsurile!